întâlnirea cu fanii săi, Alexander Bac a venit într-o ținută lejeră. El a purtat un maio alb și blugi, avea baloane și bună dispoziție. Întrucât inițial fanele erau timide, a trebuit să le adreseze cuvinte de încurajare. Nu voi să se necusaiți. Ține necusaiți. Înțeleg. După ce a făcut poze cu fetele, iar acestea n-au ezitat să-l îmbrățișeze și să-l salute, Rbac a declarat că moldovencele sunt pasionale. La Vale se obnimalis, они очень скромные, очень приятные. Их парни тоже очень хорошие. Мне вообще очень нравится, что здесь такие приземленный народ. Мы его очень ждали с 2009 года, и он наконец-таки пришел к нам. И так получилось, что и концерт, и встреча. Мы просто persoană foarte deschisă de fani, deloc arogantă. Eu și ieri l-am îmbrățișat, fiindcă am fost și ieri la concert la urmă, am ieșit, i-am dat un buchet de flori și atunci chiar m-a salutat. Interpretul a purtat ochelari de vedere, precizând că este puțin obosit. Не совсем выспался. Концерт был вчера. Самое главное, что они узнают меня в очках даже. Totodată, interpretul norvegian a declarat că Dima, cântărețul moldovean care seamănă leit cu el, e mai stilat. У него больше эстетичная прическа, чем у меня. Наш Дима красивее, хочешь сказать? Прическа лучше. Я бы с удовольствием его послушал. Alexander Rybak va susține în concert și în această seară în Piața Maria Dunării Naționale. Salut Pro TV!